Salut! Cum te-ai acomodat la Clinceni? Au fost și rezultate bune. Care e starea de spirit? Salut! Vreau pentru început să spun că băieții m-au primit foarte bine. M-am acomodat repede, cum am mai spus-o, cu unii mă cunoșteam dinainte, cu alții am fost adversar și asta a făcut ca lucrurile să fie mult mai ușoare în acomodarea mea. Au fost și, cum ai spus și tu, și rezultate bune și asta ne face și mai uniți și sper să o ținem pe această pantă ascendentă. Vă sperie pe voi ca jucători în vestia parcursul celor de la Sepsi, vin după serie de victorii? Nu, de ce să ne sperie? Pentru că ați văzut și etapa trecută, care au avut o serie de 7 victorii pe care noi am reușit să oprim. Sperăm din suflet să facem același lucru și cu Sepsi, care au și ei 4 victorii la rând, dacă nu mă înșel. Și cu siguranță putem să facem asta. Că tot ai vorbit de meciul de la Craiova, cum ați sărbătorit victoria? În afară de ce s-a văzut la trânsul în vestiar. A fost o victorie mare pentru că nimeni nu a reușit să câștige, mai ales pe terenul lor. Și ne-am bucurat o zi, două după, dar după aceea suntem fotbaliști profesioniști și ne gândim la meciul următor, care este cel de mâine cu Sepsi. Câte mesaje ai primit după meciul de la Craiova? Câte mesaje? Am primit o mulțime de mesaje. Cu toții cred că am primit o mulțime de mesaje, dar nu este normal să primești și fiecare în parte a primit mesaje, pentru că este victoria tuturor, nu doar a mea sau a unuia din echipă. Se tot vorbește toate părțile că Academica Clinceni ar putea să tragă la play-off. Simți că se poate ajunge acolo sau e un obiectiv îndepărtat? Dacă ne uităm pe clasament, suntem foarte multe echipe cu un număr de puncte apropiat sau chiar egal. Sepsi, de exemplu, are 15 puncte și ocupă un loc de play-off. Noi avem 10 puncte. Cu o victorie mâine cu Sepsi, ne apropiem acolo. Și de ce să nu aspirăm la un loc de play-off, având în vedere ce jucători și ce lot avem anul acesta, cu experiență mare sau, pot să zic, foarte mare la nivelul Ligii 1. Liga 1 acum a fost afectată de cazurile astea de COVID. Crezi că acest virus e un adversar în plus pentru toate echipele sau toate echipele luptă împotriva virusului? În primul rând, noi ne bucurăm și suntem fericiți pentru că toți jucătorii am ieșit negativ la test, ceea ce spune că vom avea tot efectivul apt pentru acest meci și acesta este un lucru foarte important.